Bună ziua, prieteni! Ce faceți? Sper că v-a plăcut emisiunea de seară și vreau să vă anunț că în această seară continuăm dezvăluirile, dezvăluiri serioase, așa cum v-ați obișnuit aici la Chișinău. Plus de asta, voi avea un invitat special, un invitat din lista celor care au fost monitorizați și filați ilegal de Gheorghe Cafcaliuc și direcția 5 pe care acesta o coordona. Vreau să vă mai anunț ceva, că iată acum vreo oră s-au strâns pe la Orhei, pe acolo, prin fața Consiliului Raional, golanii ăștia alușilor care instigă lumea la revolte, prieteni. Ce v-am spus eu? Rizea v-a spus că să pregătesc, să manipuleze moldovenii împotriva, ca să-i scoată în stradă, împotriva guvernării, să facă ei, că ei sunt soluția. Ei sunt soluția doar la penitenciar. Marina Tauber, Ilan Șor, Dodon și toți golanii ăștia care încearcă acum să profite de situația cu pandemia, de problemele cu gazul și să manipuleze moldovenii. Da, prieteni, deci s-au strâns la Orhei. Dar, așa cum v-a spus Rizea, că acum 2 zile am fost acolo, reprezentantul partidului politic Noi a depus deja plângere la poliție, la Orhei. Ne ținem noi de capul lor. Dacă n-are cine, ne ocupăm noi de golanii ăștia. Pentru că, știți bine, sunt interzise mitingurile. Ce facem acum? Pentru ăștia nu e interzis că Orheiul e stat în stat? Păi asta e acolo, prieteni. A pus vagabondul ăla care e la Tel Aviv, scursura aia societății Ilan Șor, a pus el mâna pe Orhei, așa vreau să pună mâna și pe Bălți, ați înțeles? Înconjoare ei Moldova, să o pună sub presiune, să facă stat în stat și acolo cu parașuta aia. Parașuta aia care acum e amanta lui Tudor Balițchi ăla. Mamă, barosanul ăla de la Vâmi care a strâns o avere. Prieteni, un om normal în 100 de ani nu poate să strângă cât a strâns ăla în 2 ani de zile, 3 ani de zile acolo la Vâmi. Să vedeți ce dezvăluire avem noi de Balițchi ăla, că urmează, că e o avalanșă de informații. O avalanșă. Și vă dați seama șeful al Vâmii. Ăla a luat terenul ăla, prieteni. Când m-am zis eu la primărie, la Vaniușa Ceban, știți cel mai scump teren la licitație ăla de 6 milioane de euro? A licitat vagabondul ăla. A? Cum a luat magazinul unic? Că magazinul unic din centrul Chișinăului e luat de firma Rogop, ăia cu salamul, cu mezelurile alea. Prieteni, banii sunt banii lui Balițchi, că ăsta are nevoie să spele banii furați de la vamă, șpăgile, totul luat, tot, tot, tot. Are munți de bani, prieten ăsta. Tudor Balițchi ăsta. Da. Păi poate ia cineva, dracu, banii, că dacă procuratura nu vrea, poate, nu știu, să uită și ăștia, șpringarii de meserie. A? Să ia banii lui ăla, bă, fraților. Luați, bă, banii, luați banii, dați și la oameni și asta e. Ce să facem dacă statul ăsta nu poate să ia banii, să întoarcă la moldoveni. E nevoie de vot ca să vină Rizea. Că altfel l-aș fi luat din casă, pe Balițchi ăsta. Știți cum? Mamă, mamă, ce-i făceam eu ăsta? Ce-i făceam eu ăsta dacă eram eu cu Dachi la putere și cu voi? Vai de mama lor, vai de mama lor ce pățeau ei. Aoleu, da, prieteni. Asta e, da? La Orhei, uite, partidul Noi a reacționat. Colegul nostru de acolo, de la Orhei, s-a dus la poliție, a depus plângere. Ne luptăm noi cu vagabondul ăla. Îi spuneau Plahoniuc și Borset, ca știți cum îi ziceau, Jidănuțu. Lui ăsta, lui Șor. Lui Panarama asta de politician. A pus și el o cravată Hermes și o curea și cu alea se strânge și merge, se strânge de gât, de burtă cu ele. Țăranul naibii, țăran, iertați-mă că aici țăranie e totuși o calitate, să fii de la țară, haideți, nu vreau să jignesc. Țărănoi în sensul de, ați mai dat voi, râs, râs trebuie să fie, râs, da, râsul de Ilan Șor. Râsul de Ilan Șor. Așa trebuie să-i spunem aici. Că
Nu vreau ca să jignim oamenii care muncesc, da, și care sunt de la țară. Asta e, prieten, asta vreau să vă anunț. La Orhei a început deja manipularea opiniei publice. Ați văzut, Rizea v-a spus că ce se pregătește. Și ei vor acum să o ia așa, pac, pac, pas cu pas, să ia la Chișinău. Păi au strâns acolo, i-au adus oameni din alte raioane. Ei n-aveau oameni, că nu mai vrea lumea să vină. Le-au dat cârnați, vă zice Rizea. Că am informații de la fața locului. Sunt în fața Consiliului Raional, acolo unde e statuia lui Vasile Lupu. Da, în centrul Orheiului. Și au adus oameni din alte raioane, 9 autobuze. Le-au numărat ăștia mei acum și o să-mi dea și un material video, sper să am timp să-l prezint diseară în emisiune, ca să vedeți. Încet, încet vor să profite iar de neștiința unora care nu cunosc exact cum stau lucrurile. Stați că nu e de vină Maia Sandu, că nu e de vină PASU, că datoriile nu le-au făcut ei la gaze. Nu au dus ei țara în situația în care se află, da? Ăștia sunt adevărații criminali. Dodon, Plahoniuc, Șor, Platon, Andronache. Mamă, și vă dau niște dezvăluiri de seară de ăsta. Sper să întind că vine un invitat, totuși e prima oară la un post de televiziune. Repet, e unul din cei aflați pe lista aia de persoane urmărite și filate ilegal, abuziv de către Kafkaliuk. E un om care are multe de spus. Un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, ca să vă mai fac o dezvăluire. Da, și a ales să vină să rupă tăcerea, să ne spună multe lucruri. Bun, a fost acuzat și el de tot felul de... E inclusiv de pregătirea unei lovituri de stat la un moment dat. Da, o să ne povestească, o să-l întrebăm cum a fost cu... Dar nu vă dezvălui încă cine e persoana, pentru că îl veți vedea în această seară la emisiunea mea, prieteni. Și, nu știu, sper să ne trezim cât mai mulți. Pentru că, iată, văd că, cum mă întreba și cineva seară, partidul crește ca număr de membri, ca potențial, da, suntem o reală alternativă. Și putem fi un aliat. Și al PASului, dar în principal al doamnei Maia Sandu în lupta asta cu mafia de aici. Pentru că e o luptă grea, prieteni. Nici nu știți ce lupte se duc în subterane. În subteranele politicii. Păi uitați-vă la Orhei, vă dau exemplu. Păi știți că Orheiul nu mai are nici comisar? Orheiul n-are șef de poliție. Știți asta? Acolo tot ce înseamnă instituție de forță este capturată de procurorul Bodorin, de care v-am spus eu, care... copil cu o procuroare de pe la Botanică. Sergiu Bodorin. Ăsta e un fel de dictator acolo. Ăsta a capturat tot ce înseamnă aplicarea legii. El o aplică. El e omul ușor. Ați înțeles? Procurorul ăsta, vagabondul ăsta. Cum mai e ăsta în sistem, bă, fraților? A? Lasă, prieten, că nu mai e mult și poate cu ajutorul dumneavoastră și a lui Dumnezeu venim acolo și o să le luăm la toți capetele. Știți, zicea, mi-aduceam aminte de alegerile din 2000, când în turul 2 au ajuns Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor, un naționalist convins. Atunci era frica oamenilor, bine, România nu intrase încă în Uniunea Europeană, era în tratative, dar frica oamenilor de niște măsuri extreme a dus la alegerea lui Ion Iliescu, pentru că Vadim Tudor le promisese tuturor celor care furaseră România. Și ăsta, genul ăsta de oameni de care vorbim aici în Moldova, le promisese că îi va executa public pe stadion. Da, prieteni? Eu cred că dacă vom face alegeri, va trebui urgent să instituim legea marțială și cred că doar execuțiile publice pentru cei care au nenorocit această țară, inclusiv procurori, bagabonți ăștia de polițiști, contrabandiști, păi ce să le luăm totul? Dar ăștia trebuie executați, prieteni. Hai să fim sinceri. Pe dreptate, mă gândeam așa, că te uiți în istorie și vezi că totuși ea se repetă. Depinde doar de apucăturile unor dictatori, prieteni. Unora care vor să subjuge o țară, pentru că asta e modalitatea.
prin care Moldova, ea n-a fost lăsată de golanii ăștia să se dezvolte, să fie open minds, cum spun europenii. De ce? Pentru că numai așa poți să ții în întuneric o nație, ca să poți să o controlezi cât mai bine și să ai o clasă foarte mică, dar foarte bogată, iar restul foarte săraci. Asta este modelul de dictaturi. Așa a făcut și Dragnea în Telorman. Pe cum vă închipuiți, un om ca Liviu Dragnea, super bogat, politician, atâta timp președinte al Consiliului Județean, după aia în guverne, vicepremier, tot felul, și județul cel mai sărac. Adică tu ești cel mai tare politician, unul din cei mai tari. Vrei să candidezi la președinția României și tu, de fapt, ai condus vreo 10 ani de zile, cel puțin, acel județ care e considerat cel mai sărac din România. Așa și Plahoniu, prieten. Cel mai bogat, cu ăștia pe lângă el, cu Dodon, cu Șor, cu ăștia, a făcut o gașcă și Moldova, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Asta e explicație. N-au vrut ca oamenii să, nu știu, să aibă o posibilitate, pentru că în momentul ăla lumea se deșteaptă și le e frică că vor fi răsturnați. Doar ținuți în întuneric. Eventual fără internet, cum fac aia în Belarus, fără să postezi pe Facebook, pe Instagram, pe nimic. Numai așa poți să-i ții. Dacă intri pe rețele sociale, gata, mai vezi, ia uite ce se întâmplă acolo, îți mai deschide unul capul, ochii, ia uite, tată, mai vorbești cu altul. Și ușor, ușor se creează o mișcare. Asta e. Asta e modul prin care s-a condus Republica Moldova. Închisă. Închisă. Proprietate privată. Da? Asta e. E o realitate pe care știu că ne doare pe toți asta, dar trebuie să o spunem, prieteni. Asta e modul prin care se conduc mici state cu dictaturi din astea. Dictaturi creată de un grup, de oligari sau de diversi politicieni care vor ei să țină în pumn o țară întreagă. De-aia ați plecat majoritatea dintre voi, pentru că n-ați putut să tolerați modul în care zi de zi poate nu vă găseați un loc de muncă, nu puteți să faceți o afacere. Păi îmi vine mie mâine la emisiune o să vină un om de afaceri străin, că investitor străin în Moldova. A venit omul acum câțiva ani, mamă cum i-au luat ăștia banii, l-au executat, a plătit Moldova pentru el, pentru toate abuzurile pe care i s-au făcut lui, a plătit de la CEDO 1 milion, de la CEDO, de la voi a plătit. Ce doar dacă știi de cauză, ea dacă știi de cauză, 1,8 milioane de dolari. Da? Toți ați plătit. De aici, din Moldova. Pentru abuzurile făcute de niște procurori șmecheri care au ciordit banii. I-au ciordit, da. Cum zic romii sau țiganii. I-au ciordit, da. Au luat banii cu japca, prieten. Păi mai am niște cazuri aici, venea asta, ci că dumne, bag și eu, vreau să fac și o afacere, un cetățean străin, băgase, nu știu, vrea să-și transfere aici. Și când și-a transferat banii să-și deschidă el o firmă, să facă investiții, vreo 2 milioane, i-a zis să ia de la spălare, știți ce? Ia stați mă ușor așa, ia vină mă încoace, s-au blocat banii. Păi ne dai nouă jumate, dacă vrei să mai iei ceva din ei. Ați înțeles, prieteni? Și ăla fugim încă în pământul. N-ai mai trebuie Moldova. Asta e Republica Moldova. Da. Și la frontieră, și la tot. Absolut tot. De-aia se întâmplă ce se întâmplă. De-aia au ajuns cei mai bogați oameni, funcționarii de stat, de aici din Republica Moldova. Bă, fraților, s-o dracu de aici, dacă facem, vedem ce averea ăștia, procurorii, mamă, judecătorii, bă, vi-i dau pe toți. Vi-i dau pe toți seară de seară. Mai sunt și oameni cinstiți, care își iubesc meseria, doresc, într-adevăr, să facă un act de justiție corect, în spiritul și litera legii. Numai că sunt foarte puțini prieteni, iar noi trebuie să-i susținem pe ăștia. Da, trebuie să-i susținem pentru că altfel majoritatea hienelor care sunt acolo încă în instituțiile statului îi acaparează, îi izolează, îi aruncă afară din sistem. Da. Dați seama ce vor ei să scape de oamenii corecți. Și acum ați plecat mulți dintre voi, că m-au sunat oameni, mi-au dat mesaje din străinătate. Au lucrat la vamă, au lucrat la fisc, au lucrat în instituțiile astea de forță.
Și n-au putut să fie complici, că li s-au cerut niște lucruri complici cu abuzurile. Au cerut niște lucruri să facă și oamenii au plecat. I-au făcut să plece singuri. Păi bineînțeles. Uitați-vă la frontieră ce se întâmplă. Bă, fraților, au ajuns toți ăștia șefii, capii poliției de frontieră, cei mai mari contrabandiști. A? Cei mai mari contrabandiști. Ei păzesc marfa. Exact ca în filmele alea. Deci nicio diferență. Ce filme cu El Chapo și Pablo Escobar? Aici, la Ungheni și la Sculeni și la Leușeni și în Sud. A? La Giurgiulești. Ce dracu filme cu... Aici trebuie să fac ăștia de la Hollywood filme. Nu acolo. Aici e real. Ați înțeles? Aici e cu direct. Pot să facă o echipă din asta să meargă unde îi spune Riza și filmează în direct. Face un film. Poate să ia și premiul Oscar. A? Vadă pe ăștia cum fură în direct și cum acoperă contrabanda. Vasiloi în companie. Încă în funcție. Rosian Vasiloi. Golanul ăsta. Hahalera asta. Să vedeți multe dezvoluiri în continuare. De el, de acoliții lui. Aia ați văzut, nu? Vin avioanele, știți cum zboară? Mamă, mamă, pe acolo. Haideți, prieteni, 3 avioane pe zi de contrabandă, gândiți-vă câți bani le intră la ăștia când noi, uite, ne uităm așa pe Facebook, ne uităm, vorbim între noi, a? Asta. N-au nicio reținere. Ce zic? Lasă-mă, mai vorbește Rize, aflăm noi cine îi spune, aia, dar noi hai să mergem mai departe, să ne luăm banii, că nu se știe, poate se schimbă puterea și nu mai putem face cașcavalul și gata. Ați înțeles? Da. Așa că vă aștept pe toți prieteni să vă alăturați mișcării noastre politice, Partidul Politic Noi, pentru ca să fim cât mai mulți. Dacă vrem să schimbăm ceva, depinde doar de voi. Asta e scopul până la urmă, să scăpăm de nenorociți ăștia. Da? Asta vreau. V-am zis. Nu merge decât cu măsuri de forță. Golanii, ce lege, prieteni. Îi luăm pe toți, v-am zis eu. Pe toți. Da, așa este, Marcela. Cine nu e în casta lor, sunt expuzați în sistem. Da, sunt izolați. Păi mi-au povestit oamenii. Le iau din atribuții, le iau din alea, încet, încet. Adică fiecare își dă seama că nu-i tâmpit. Nu? Ei văd. Stai, că-i dă să ascută creioane. Să... Ce am de făcut azi? Păi ascute creioanele alea. El a înțeles în momentul ăla că e izolat acolo. Da, și este. Asta e modalitatea prin care... Da, mă, Vlade, așa e, mă. Toți fugarii. Bă, măcar să te uiți la dosarul meu, că n-am furat un leu de la statul român. Iar la statul moldovenesc n-am fost angajat în viața mea și n-am primit niciun ban de la statul moldovenesc. Uită-te, te rog, în dosar. Înainte să vorbesc și să mă compar pe mine cu Șor, care a nenorocit, a luat miliardul cu Plahoniuc. Și v-am arătat aseară unde e miliardul. Procurorii trebuie să vadă doar. Să meargă, să ia investițiile care s-au făcut în X Factor. Cine a adus bani împrumut în X Factor și câți? De ce a fost folosită firma X Factor să participe la cele mai importante privatizări ale regimului Plahotniuc? Aeroportul internațional Chișinău, gările automoderne. V-am dat ca să acapareze și transportul în aer și pe și rutier, da? Asta e. Și au fost folosită această societate comercială de construcții care nu are nici în clinici, în mânecă, cu nicio activitate. L-au băgat la înaintare și după ce a câștigat la 2 săptămâni a ieșit, prieteni. La fiecare din licitații. Bă, pe asta nu vă spune nimic. Că ăla a fost, de fapt, interfața miliardului furat din țara asta. Voi chiar nu înțelegeți, procurori? E așa de greu să vedeți ceea ce vă spune Rizea? X Factor, de-aia are 10 șantiere. Și vă spun diseară ce investiție pregătește unde? În România. He-he, acolo se duc banii. Se duc o parte din banii furați din miliard, spălați, frumos, elegant, dar în ce investiții? Să lăsați că se ocupă Rize acum și diseară îi dăm un anunț bombă că am luat legătura și acolo, unde dorește să facă un mare complex rezidențial. Vă zice Rize și de la cine a luat terenul în România și câți bani a dat pe el Vladimir Tonu, săgeata lui Plahoniuc și Alușor, mai ales Alușor, că aeroportul și alea sunt toate gestionate de Golanul ăsta de Șor.
Și acum lui vin bani curați, pe lună, încasări, de la toate ce se întâmplă acolo în aeroport, trafic, vânzări, parcări, chirii, pe spații. El e curat ca lacrima, prieteni. Hă? Și pe noi ne-a de proști. Hai că-i arătăm noi lui Jidănuțul ăsta, cum îi zicea Borsetca și cum îi zicea și Plahoniu, Jidănuțul ăsta. Îi arătăm noi, firar el ar dracu de golan și de hoț, de bandit, cu, tot cu parașuta lui și cu toate scursurile alea denumiți Partid Ușor. Ți-ai dracu să fiți, faceți meeting acum, v-ați apucat voi, a? Păi facem, băi, Vlad, lasă-mă că spun public, ce să fac, mă, legătura? Bă, tu n-ai înțeles. Băi, am ales calea asta a dreptății. Poți să mă înjuri, poți să-mi spui cum vrei. Bă, dacă vreau să iau legătura cu cineva, îmi negociam eu ceva în favoarea mea, libertatea mea, ce vrei tu? Rize a ales să meargă să spună românilor public. Am scos acea carte, spovedania lui Rize. Așa cum spun și acum, moldovenilor, n-am făcut nicio înțelegere cu procurorii de la DNA care mi-au fabricat dosarul. Altul în locul meu, mamă, era albit cu totul. Nu, am orgoliul meu de a se face dreptate. Da, mă duceam să torn, eu nu sunt un turnător, niciodată. Că am spus public, o spun public, e cu totul altceva. Asta nu e turnătorie, prietene. Turnătoria e când te duci în spate, nu știe nimeni și îți faci o înțelegere cu procurorul să-l vinzi pe ăla. Aia se numește turnătorie. Rize nu face așa ceva. Rize are un cod al onoarei. Ai înțeles? Da. Că și ăia, mafioții adevărați, aveau un cod al onoarei. Nu se vindeau pe, nici pe libertate. Ca să fie foarte clar să ne înțelegem. Da? Dar o spun public. Public n-am niciun avantaj. Decât, nu știu, aprobarea voastră sau dezaprobarea voastră a celor care mă urmăriți. Asta e tot. Nu câștig nimic. Da? Nimic în folos personal. Absolut nimic. Pentru că aș fi putut negocia multe. Cel puțin cu ce am scris în carte, m-au întrebat o groază din România. Da? Uite, nu. Și aici n-aș putea negocia? Nu știu, să-mi negociez, gata, închideți toate dosarele, tot vă dau pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Ha? Nu. Îmi duc crucea, merg mai departe, dar oamenii măcar odată și odată vor aprecia. Bă, Rizea, cum e el penal, cum e el fugar din România. Bă, ăla a venit și a făcut istorie aici la Chișinău și a făcut dreptate. Asta e. Cum e el? Bă, a spus lucrurilor pe nume. Ați înțeles? Fără niciun profit personal, ca să fie foarte clar. Mai vreau să văd și eu câți sunt solidari și vin alături de mine să fac asta. Atunci când în joc e propria persoană. Nu? Da, mulțumesc, Nadejda. Știu, da, vreau să le explic că mie nu mi-e teamă, nu mi-e... Eu discut cu toată lumea și cu aia care mă înjură și cu aia care nu mă înjurați și sunteți alături de mine. Da, e bine să explicăm oamenilor. Pentru că oamenii, vezi, pot fi manipulați. Și unul poate să le bage în cap, nu știu ce, lasă-l, bă, că e așa, că e așa, care interesele lui. Ce interese, mă? Interesul de a se face dreptate? Ăsta e singurul interes al lui Riza. Ca odată și odată și țara asta, bă, fraților, să intre pe un curs normal, pe un curs irreversibil a ceea ce înseamnă stat de drept. Da? Asta îmi doresc. Și măcar acolo să-mi aduc și eu aportul. Nu știu, mic, mare, istoria ne va spune. Ea va decide. Dacă am contribuit și eu la ceva sau nu, la bunul mers, la schimbarea societății de aici, de la Chișinău. Dragii mei, mulțumesc mult! Nu pun pe nimeni în lista neagră, Vlad, vorbesc cu tine. Care? Dar nu-i problemă, ce listă neagră? Nu e, blacklist-ul e doar pentru mafioți. Dacă te consideri mafiot și ai prădui România sau Moldova, da, atunci vei fi în blacklist-ul lui Rize, ca să fie clar. Vă deranjează adevărul, eu știu. Rize nu se oprește, merge ca TGV-ul, tren de gran viteză, ați înțeles, da? Ca ăla merge. Pe la 300 și ceva, 320 de kilometri pe oră. Da.
Unde să fiu? Aici am fost. Păi până nu am simțit pe pielea mea ce înseamnă abuzurile. Păi când ne-am cerut banii lui Plahoniuc datoria pe care are să mi-o dea? Am hotărât judecătorești definitive și irevocabile. Nici nu am vrut să mă implic în politică în 2018-2020, bă, băiatule. Tu n-ai înțeles. Vedeam de viața mea, familie, nimic. Nimic. Vreau să fac această afacere cu televiziune și când am văzut, bă, nu pot nici măcar să recuperez ce e al meu, ce e pacte drept, dat de instanță, definitiv și irevocabil. Când am văzut ce mi-au pregătit, cum m-au mințit că negociază cu mine și au negociat și m-au trimis în celulă la 13. Păi aștepta Arize atunci. Eu nu aveam treabă cu politica în Moldova. Să mai fac eu politică. Nu mi-a ajuns politica din România. Uite, dar dracu pentru mine de-abia acum încolo începe viața politică. Când am ieșit pe poarta închisorii, pe poarta penitenciarului 13 în Sfânta Zi, de 2 mai, odată cu învierea Domnului, da, 2 mai 2021, atunci am decis să intru în politică și să mă lupt cu acest sistem mafiot, ca să fie clar pentru toți. Da. Mulțumesc, dragii mei, mulțumesc mult pentru susținere celor care sunt alături de mine și majorității, de fapt, pentru că eu zic că moldovenii au trecut prin atâtea încât și au mințit atât de mulți politicieni, așa zici politicieni, încât vor discerne bine de data asta și vor ști ce să aleagă pentru viitorul acestei țări. Sunt sigur că nu mai puteți fi prostiți, sunt sigur că nu mai puteți fi manipulați și înșelați de nimeni dintre cei care și-au bătut joc de voi. Vă aștept pe toți. Vă rog, o întrebare. Da, Valeriu, te rog. Salut. Am spus, bă, de Horia Simu Marius, cum să nu spun, de cupru min, de toate. Înseamnă că nu ești atent. Acum ceva, eu vorbesc de Moldova, acum că și doar știi. În România, acum lupta mea e aici, ca politician. Am spus, n-ai citit cartea, n-ai văzut episoadele de la realitate, acum, Horia Simu. Cum să nu vorbesc de el, auzi. Vagabondul ăla cu ANRP-ul care a luat așa, aoleu, cum să nu zic? De cine nu zic? Hai, Valeriu, pune-mi întrebarea aia, că aștept, că ai zis că dacă se poate o întrebare, te rog. Mă uit, dar nu observ unde n-ai scris-o încă. Mulțumesc mult pentru mesaje, mulțumesc frumos, sunteți, Rizia, suntem cu tine. Mulțumesc, Andrei. Știu, așa este. La mulți nu le place, dar mergem numai înainte. Corect. Da. Îl aștept pe cel care spunea că vrea o întrebare. Da, mă, dă-o tu, mă. Spune tu atunci ceva să nu dai în bară, Vlad, că poate ești mai deștept. Dar ți-a pierdut curajul în pantalon, cred că, a? Nu prea ai sânge în instalație decât să scrii așa. Dar să vorbești în fața oamenilor, nu. Da, Tony Montana e aici în spatele meu, are grijă de mine. Corect. Da, Gheorghe, da. La Anisa n-a ajuns cartea, Marius, păi o găsiți pe... E pentru România aia, al doilea volum va fi pe Moldova. E pe www.spovedanialuirizea.com. O găsiți acolo. Deci e acest site, o să-l vedeți, www.spovedanialuirizea.com. Păi da, Petra, n-am vorbit de Damira seară, sau nu te-ai uitat la emisiune? Salut, Lidia, mulțumesc frumos, mulțumesc Natalie, Tania, da, Vlad, nu, Prisăcari, ia uite, Prisăcar, da. Bă, o să citesc din cărțile astea. Mi-a dat niște cărți. Știți că mi-a scris un mesaj aseară. N-a vrut să răspundă la telefon. Când? Alaltă seară n-a vrut să răspundă. Dar aseară mi-a scris un mesaj. Mamă, prieten, eu cred că a stat o oră să-l scrie. Deci eu, mie mi-a luat vreo 10 minute să-l citesc. Oh, da. A fost incredibil. Da, de apreciat că omul e... Știți cum e? E din ăla... Foarte așa, merge înainte și el nu se lasă.
cu toate bubele în cap, da, e de apreciat, să știți. Tenacitatea. Tenacitatea lui Ion Plisăcaru, fostul șef al fiscului de aici, din Moldova, între 2013-2016. Uitați cartea lui, că de-aia am zis. Domnul Plisăcaru, mi-ați adus o carte de poezie, o să o citesc cu cărțile pe față. Îi fac și reclam. Păi vedeți că emisiunea asta va fi cu cărțile pe față. Ce da, domnule Isabel. Asta a fost, da. Ce-i cu aur? Mă întrebi. Da, e o întreagă discuție. Am vorbit de aur, de susținerea pe care l-a dat-o Plahoniuc aici. Când l-am zis eu în campania de la parlamentare, ei nu vorbeau de Plahoniuc nimic. Îl respect pe băiatul ăsta, pe Vlad Bilețchi, e un băiat ok, l-am cunoscut. Vorbim din când în când, nu ascund faptul ăsta. Nu ascund. E un om ok, în opinia mea. Da. Și George Simion, n-am... Deci sunt ok așa, dar... E important cu cine te asemeni. Pentru că i-am transmis public așa lui... I-am spus lui Vlad Bilețchi și așa personal, dar și public. Am zis, domnule, te-ai legat cu Chirtoacă și cu Ghimpu, gata. Gata, te-ai dus pe topogan. Păi cum să te legi, bă, cu hoții? Hoții ăia, mă. Hoții ăia care n-au răspăit. Mă, am dat eu dezvolurile alea cu Dârda, cu Dan Sicons. Păi ai firma lui Ghimpu și a lui Chirtoacă, de fapt. Hă? Ce dracu, mă, prieten? Nimeni nu vrea să facă nimic. A, și la Orhei, că n-am apucat să filmez alaltă ieri la Orhei. Ce face Dan Siconsu? Mergem acolo, că și-a pus un oficiu de ăla să mintă lumea în centru acolo, față în față cu primăria. Au pus un container de ăsta, că ei vând apartamente, Dan Siconsu acolo. Lasă că se duce Rizea și vă arată ce construiesc ei acolo. Și ce 2 lei bagă în ele, în blocurile alea. Și vă mint și pe acolo teren prăduit de la șor, cu relație Ghimpu și cu Chirtoac, fostul primar. Bețivanul ăla de Dorin Chirtoacă. Așa că aur, în opinia mea, s-a compromis total, avându-l pe Chirtoacă vârf de lance aici la Chișinău. Regia lui Plahoniuc Vitalie, bineînțeles cu unioniștii? Băi, pe da, voi nu știți, mă, băi, era diabolic Plahoniuc. Este. Nu? Este diabolic. Păi voi nu știți cum juca? Păi eu v-am povestit când eram în la el în 2011-2012, veneam la Global acolo. Eu făcusem partid aici, făcusem filiala PSD Diaspora, că eram președinte la PSD Diaspora. Și Ponta, când am fost cu Ponta, știți bine, la Plahoniuc în 2011, înaintea de, cu 4 zile de vizită a fost o vizită istorică pentru Moldova, a lui Joe Biden. Joe Biden, actualul președinte al Statelor Unite, era vicepreședintele lui Barack Obama. Da. Și... Da. Și... Atunci a fost o vizită istorică, da, a făcut o escală de la Moscova. Ăștia, vă dați seama, erau disperați, Filat și cu Plahoniuc, ei erau la putere. Și am făcut organizația asta, am zis, da, și după aia veneam aici și el acolo, da, domne, las că îți dau eu oameni să-i pui acolo în filiala PSD Moldova, tot. Și eram la el, erau alegerile locale, prieteni, pentru primăria Chișinău. 2011, cred că era, verificați, nu mai intru acum pe net să mă uit, da. Rizea vă zice doar adevărul. Puteți să vedeți după aia, să căutați. Erau alegerile locale pentru primărie și era iar între Chirtoacă și atunci eu l-am văzut pentru prima oară, am auzit de numele Igor Dodon. Mi-aduc aminte că veneam de la aeroport pe Dacia și hotelul ăla național acolo, știți, relicva aia pe care au prăduit-o tot ăștia acum, ei tot i-au luat-o pacte, până offshore-uri, Andronachi, Șor, toți ăștia. Hotelul ăla mare, știți, care e în cap la Bulevardul Dacia, după Mănăstirea Ciuflea, acolo unde trebuie să faci stânga sau dreapta, că n-ai unde, național, nu? Era un mare meș din ăsta, un mare banner, dar imens, meș, din ăla, acoperea toată clădirea cu Igor Dodon, mi-aduc aminte foarte clar. Că atunci mă lua șoferul de la aeroport, de aici, de la Plahoniu, mă cea stânga, coboram pe Ismail, după aia dreapta, ca să înge la Global. Și acolo i-am picat chiar într-un weekend. Că golanul ăsta m-a trimis și la drive. Dar n-am pus botul să stau pe acolo cu vreo gagică până separeu cum făcea el. Sus, la drive. Da, el avea separeul unde le chema pe toate astea. Și vă zic eu și cine, că mi-aduc aminte, l-am văzut după aia cum îl cheamă, nu mai știu, ăsta a fost un manager de la anturaj, i-a ducea fete acolo. I le-a luat pe alea de jos de păringul de dans, care îi plăcea lui Proxenetul, se uita de la etaj, bam, 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 zice, iau pe aia, pac. Așa. Și eram acolo și am picat chiar cu
Discuția a chemat el pe ăștia, pe țără ăsta, pe Dima țără, pe slugoii lui pe care îi avea la publică la asta să aranjeze. Și a zis, am pe țără și pe încă doi. Și eu eram de față, vă dați seama, eram în birou la Global. Și a doua zi erau alegerile, duminică, era sâmbătă, prieteni. Duminică erau alegerile locale și era turul, sau turul 2, oricum erau ăștia doi, între ăștia doi era bătălia. El, banditul, i-a zis și lui Chirtoacă că îl susține, i-a zis și lui Dodon că îl susține. Că el juca, știți cum e, el așa juca, că de-aia a rămas între scaune. Așa juca și cu rușii și americanii și a căzut între ele. I-a mințit pe toți. El ce a zis, lasă-mă că facem așa. Și a zis lui ăsta, lui, până la urmă, l-a ales pe Chirtoacă în detrimentul lui Dodon în ultima secundă. Cum? Eram acolo. Întâi a zis lui Dodon, mergem cu Dodon. Dar el nu zicea pe față. El dădea de înțeles, transmitea semnale, zicea lui la tete-a-tete, dar nu ieșea public să zică partidul PDM-ul susține Dodon. Niciodată n-a făcut așa. Că a jucat banditește. Bandit a fost toată viața lui și este. Și a chemat pe ăștia, după ce a plecat Dodon de acolo, fusese Dodon, eu nu l-am văzut. M-am zis, nu l-am cunoscut pe Dodon până acum, când am avut incidentul la bolți. Personal, să-l văd, să am poziționat să dialoghez cu el. Și i-a chemat pe ea repede pe țără și pe încă doi și a zis, bă, mâine dimineață, că e duminică, e ziua votului, băgați pe toate canalele publice, pe Prime, pe astea, băgați toate filmele alea cu gulagul sovietic. Ca să întoarcem electoratul împotriva lui Dodon și să câștige Chirtoac. Ați înțeles? Că asta n-am mai apucat să o spun. O să spun într-o emisiune, că n-am timp, că seara asta avem iar invitat. Da, și am puțin să dezvolui de... Da, ca să înțelegeți. A? Deci... Asta e cu Plahotniuc. Văd aici un mesaj, Vasile, l-a întrebat pe Sergiu Babanski dacă chiar în picioarele. Și a zis că doar l-a lovit, am înțeles. Olga, Olga, o așteptăm pe Olga în emisiune dacă vrea să vină. Și pe Ișcova, pe Albinuța o aștept în emisiune dacă vrea să uite la noi. Dar o să vin la ea, loven direct, să-i adresez întrebarea, să o invit, să-i dau invitația oficială. Dar revenind, asta e cu Plahotniuc și așa s-a scris istoria și a ieșit animalul ăsta de Chirtoacă, bețivanul ăsta, panorama asta de politicieni. A? Un terchea, berchea. Bă, frate, o stat ăsta trei mandate, eu mă sperii. Bă, eu mă sperii. Ce-a fost, bă, în mintea oamenilor, bă, de aici din Chișinău? Bă, fraților, bă, v-a manipulat ăsta cu fața aia lui de viezure și cu animalul ăla de ghimp, a? Cu mâinile pe burtă, stătea tot timpul. Păi ăla știți ce gestionează acum? Ce afaceri gestionează, vă zice, doar Lizea, cu bitumul și cu alt. Mamă, ghimpu! O face pe Amărășteanu, a? Scursura societății Mihai Ghimpu. Un nenorocit, s-au pus ei Partidul Liberal. Ați ei, dracu de mincinoși, ați mințit moldovenii în ultimul an. Păi dacă vedeți ce afaceri de milioane de euro face Ghimpu acum, de milioane, ascultați-mă bine, o să vă spun, Arizea, câte milioane intră în buzunar pe an și din ce afaceri. Ca să stabilim, să rezolvăm problema. A avut și el. Păi, pe vremea lui Chirtoacă, vă aduceți aminte că era o stație pe cum mai e și acum. Dar nu știu dacă mai funcționează acolo. Spre aeroport. Acolo, la porțile orașului, știți, când ai intersecție pe Dacia, așa când te duci, e acolo în cap. Și pe dreapta e o parcare a lui golanul ăla de Vișan, interauto, pe dreapta. Când te duci spre aeroport. Acolo era o stație PECU. Cât a fost Chirtoacă la primărie, trei mandate, toate mașinile, toate autoturismele instituțiilor de stat din subordinea primăriei municipiului Chișinău se alimentau acolo, prieteni. Toate. Ți-a înțeles că o stație PECU făcea la bani Ghimpu? Real dracu să fii de boșoroc care ai mințit moldovenii. Ați înțeles, prieteni? A făcut la bani? Păi să ia procuratura ce spun eu acum. Ia duceți-vă mă la primărie, luați dosarele. Că e simplu. Ce instituție avem? Nu știu, aia, direcția cu tare, direcția cu tare, sănătate. Hai mă să vedem mașinile de acolo. Toate de servici, toate. Unde ați alimentat voi timp de 12 ani? Hai să vedem. Că e pe acte. Aici nu mai poți să zici că nu există dovezi. Păi a doua zi luăm și pe Chirtoacă și pe Ghimpu la pușcărie doar pentru asta. Pe cum să nu devii, mă, mare milionar când de la stația nu mai trebuie niciun client să alimenteze, nici mașina lui să-și o alimenteze, nu mai avea nevoie. Ca să facă, ce să facă acolo? Dacă venea oia pe zi, vă dați seama câte mașini, ce direcția de transport, autobuzele,
Toate, bă, prieteni! Din subordinea primăriei se alimentau la stația PECO a lui Gimp. Una avea și el și producea cât 50 de stații PECO. Ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți. Da? Se alegea pe dracu Roșca. Aia a ales Chirțoacă că se alegea între Europa și Rusia. Așa v-au mințit, mă, golanii ăștia v-au manipulat. Păi nu vezi, așa v-au mințit și ăsta, că Fila și Plahoniuc sunt europeni. Și au nenorocit, au furat de 10 ori mai mult decât a furat gașca lui Voroni. Așa vă mint și acum, că Riza e proiectul lui Putin, că e nu știu ce. Nu vedeți, mă, cum vă manipulez? Trolii ăștia și care îi bagă ei. Așa ți-a ales că ați căzut din lac în puț. Iartă-mă, asta e adevărul. Realitatea ne confirmă asta. Da. Chirtoacă cu fața lui de șobolan. A? Dacă îmi cheltuia 1 milion de euro pe noapte la casino la Fenicia, era bine. Era bine. Chirtoacă. Ăsta trebuie să stă la pușcării. Dacă un procuror are sânge în instalație, ia să vedem, să verificăm noi activitatea lui Chirtoacă. Să zicem, să vedem ce a zis Rizea. Direcția de transport, arătați-și mie unde ați alimentat. Toate autoturismele, toate mașinile, autobuzele, ce aveți voi? Tot. Hai să vedem. Păi între anii și anii cu tare și anii cu tare. Ia să vedem, tată. Și o să vadă că doar la stația PECO a lui Gimp. Cum e? E bine, prieten, pentru unii e bine în continuare în Moldova. Sunt miliardar deja la cât au acumulat. O fac pe proștii, când ies ei în public, să mai conducă vreun partid, să în loc să stea dracu, să uite lumea de ei. Uite că acum ne-am adus aminte că Gimpu tot s-a reales la al 14-lea congres, ca Ceaușescu, la Partidul Liberal. Asta e, da. Și că vă mint ăștia cu... Păi, hai mă, prieteni, voi ați nebunit? Bă, păi ăsta v-a vândut aia cu unionismul la mișto? Păi Gimpu niciodată nu și-a dorit... Real, unionism. El v-a vândut ceva? V-a vândut un produs în care nici el nu credea și nu crede. De ce? Păi vă dezvăluie Rizea într-un episod de la următoare. Ce afacere are el? Și în ce zonă? Și de unde? Cu ce țări? Ca să foste republici ale CSI, membre ale CSI, foste ale URSS, că să înțelegeți că niciodată Gimpu nu și-a dorit unirea cu România. Astea-s balii verni. Dar a văzut că merge, că prinde la electorat și ce a zis? Lasă că furăm noi electoratul ăsta. Chiar dacă nu ne interesează. Ce e unire cu România? Că pe mine mă interesează bani. Iar banul vine din partea aia. Ați înțeles, prieteni? Și va minți hahalera asta. Aoleu. Da. Da. Dar au făcut-o frumos, sub masca unionismului. De-aia nu cred în unionism și nu o să cred niciodată. Pentru că a fost una din regiile lui Plahoniuc ca să negocieze cu cei din Rusia. Să le arate o pisică, să-l lase să fure în continuare, să nu știu ce, stați că vă arăta asta, la americani le făcea la fel, eu sunt prieten cu rușii, dar voi să mă lăsați în pace dacă vreți să fiu prieten și cu voi. Înțeles? Și atunci hai să-l lăsăm, că el de azi... A zis cum a zis Damir. El a fost de fapt agentul acoperit al lui Cojocaru, șeful de la Bălți. Agentul acoperit lângă Plahoniuc, să dea informații de Plahoniuc. Bă, sunteți nebuni. Bă, ne iau ăștia la mișto, la prosteală pe toți. Pe toți, prieteni. Păi nu v-am spus eu. De câte emisiuni vă spun eu? De vreo lună. Că Damir o să fie eliberat, a? De Denis Guzun. De judecătorul care este dator tot lui Damir. Că Damir l-a scăpat să nu mai practice meseria asta niciodată și l-a scăpat de dosar penal pentru că a omorât o fată de 29 de ani. Atunci când conducea cu viteză peste limita legală autoturismul, proprietate personală. Da, prieteni. La Strășeni. Da. S-a întâmplat acel accident. Așa că toate se confirmă. Și vă dau toate aceste dezvăluiri, prieteni, seară de seară. De aceea fiți alături de mine și în această seară și la orele 20. Da,
Nu uitați să intrați și pe platforma online www.realitatea-din-moldova.md. Găsiți acolo Diva de Chișinău. Măi, nu le-am prezentat pe astea și știu că o să le prezentăm de acum seară de seară. O să-i rog pe colegii de la site să-mi trimită ce fete au promovat acolo pe site. Am văzut pe una Feli, pe una Cristina, de aici toate din Chișinău. Am înțeles că astăzi e una Efrosinia. Mamă, ce divă de la Chișinău și asta, hă? Mamă, o să vedeți acolo. Intrați pe site, prieteni, și vedeți acolo. Da. Așa că o să le prezentăm și noi, că n-am avut timp de emisiune. Dar o să-i rog pe cei care se ocupă acolo de site să mi le trimită și mie pe divele astea, să le vadă toată lumea. Păi, nu e păcat. Dacă ele își doresc atenție, să le dăm atenție. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc, Ionel, mulțumesc pentru mesaje tuturor celor care ați fost alături de mine acum în acest live. A fost unul mai prelungit, că am simțit nevoia să vorbesc cu voi mai mult, recunosc, și îmi face plăcere oricând asta. Pentru că până la urmă voi contați pentru mine și forța vine tot de acolo, de la voi, prieteni. Salut și eu, Veaceslav, te salut acolo în Germania. Dragii mei, vă dau întâlnire la orele 20, așa cum știți, pe www.realitatea-din-moldova.md, pe YouTube, Spovedania lui Rizea, și aici pe Facebook, Spovedania lui Rizea, și televiziunea Realitatea Moldova. Pentru că da, doar aici, la Rizea, este vocea cu adevărat a poporului. Pe curând, dragii mei, o zi cât mai bună să aveți și la orele 20 fiți atenți, ochi și urechi, pentru că merită cu adevărat.